A fost bucurie mare la școala gimnazială numărul 15 din Drobeta, Turnu Severin, unde Codruța Rogoveanu le-a făcut o surpriză de proporții micuțelor handbaliste din cadrul clubului CSS Drobeta. Acestea au primit echipamente noi, dar și două porți speciale pentru mini-handbal. Cătălin Dragomir este antrenorul care depune zi de zi eforturi substanțiale pentru a contribui la transformarea viselor sportivelor în realitate. În județul Mehei Dinți, cel mai important sport feminin, handbalul, încă produce talente. Un exemplu este și cazul echipei de mini-handbal CSS Drobeta, o echipă formată din tinere care își doresc să facă performanță încă de la vârste fragede. Micuțele și-au descoperit această pasiune acum câteva luni, iar de atunci și până în prezent realizează antrenamente în sala de sport a școlii gimnaziale numărul 15. Știm cu toții că iarna este sezonul cadourilor, astfel Codruța Rogoveanu le-a făcut o bucurie micuțelor pasionate de handbal, dăruindu-le echipamente noi, dar și două porți pentru ca sportivele să-și poată realiza antrenamentele așa cum se cuvine. Trebuia să ajung de Crăciun, datorită faptului cu pandemia și toate cele, s-a întârziat un pic, nu ne-au ajuns echipamentele și astăzi am sosit la copii cu echipamente și cele două porți pentru mini-handbal. Colaborez cu clubul CSS Drobeta, în special cu domnul profesor Cătălin Dragomir, din anul 2015. Am văzut că și copiii s-au bucurat foarte mult de această surpriză. Da, copiii au fost foarte încântați de această surpriză. Surprizele or să continue pentru ei, o să îi sprijin în continuare. Bucuria s-a putut citi pe chipurile micuțelor sportive care ardeau de nerăbdare să probeze noile echipamente. Vreau să ți-l dau să-l faci direct în cap. Hai. Vreau să peste celălalt. Drobeta în spate? Da, da, cu drobeta. Da. Unde cheamă pe tine? Miruna. Miruna, vai ce nume frumos ai. De cât timp joci tu handbal? Cred că de vreo 4 luni. Îți place să joci handbal? Da. Cum te cheamă pe tine? Mă numesc Alexia. Și de cât timp joci tu handbal? Aproape de 2 ani. Și vrei să continui și mai departe? Da, să ajung o handbalistă mare. Și îți place acest sport? Da, îmi place foarte mult. Văd că astăzi ați primit și cadouri. Da, îmi plac foarte mult cadourile. Am văzut că aveți și două noi porți care o să vă ajute să jucați mai bine. Da, exact. Micuțele sportive își doresc să continue să practice acest sport și pe viitor să ajungă niște sportive de performanță. Și pe viitor să continui acest sport? Da, vreau să practic handbal profesionist. Foarte frumos. Văd că astăzi ați primit echipamente noi. Da, îmi plac foarte mult. Le-am așteptat de la Spiridul și la Luma Crăciun. Îți place acest sport? Da. Văd că aveți aici o echipă mare, mare de fetițe. Foarte multă. Și vă înțelegeți bine între voi? Da. Pe viitor vrei să continui să joci handbal? Desigur. De cât timp joci tu handbal? De 2 luni. Îți place acest sport? Da. Și vrei să continui și pe viitor, nu? Da. Astăzi ați primit, văd, echipamente noi. Da, îmi place foarte mult. Antrenorul echipei de mini-handbal CSS Drobeta, Cătălin Dragomir, un om implicat și la fel de dăruit acestui sport, a decis să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a transforma pasiunea fetelor în performanță. Ne bucurăm că sunteți alături de noi ca în fiecare an. Mă numesc Dragomir Cătălin, sunt de la Clubul Sportiv Școlar și asistăm la un meci de un joc de antrenament la grupa de baby handbal, generația 2013-2014. Astăzi am fost fericiți, suntem fericiți, pentru că fetele, atât și eu ca antrenor, cât și sportivele mele, sunt foarte fericite, deoarece au primit ceea ce își doreau, ceea ce aveam cea mai mare nevoie în momentul de față. Două porți de baby handball, nouțe, echipament de joc și maieuri de joc. Și țin să-i mulțumim foarte mult doamnei administrator de la Consiliul Județean Codruța Rogoveanu pentru aceste cadouri minunate pe care ni le-a făcut. Este o sponsorizare destul de substanțială care ne ajută pe viitor pentru a face antrenamente cât mai
bune și în condiții cât mai bune. Mini-handbalul este un joc cu mingea pentru copii. Practicând acest tip de handbal, elevii din primele clase pot exersa, își pot îmbunătăți abilitățile motorii și coordonatoare, la fel de importante precum însușirea conceptelor specifice jocului, ca spiritul de echipă sau fair play-ul. Cum te cheamă pe tine? Anca. Și de cât timp joci tu handbal? 2 luni jumate. Îți place handbalul? Da. Astăzi ați primit echipamente noi. Da, îmi plac foarte, foarte mult. Și cum te înțelegi cu colegele tale? Că văd că sunteți foarte multe fete. Foarte bine. Am văzut că ați primit și 2 porți noi. Da, cred că să ne ajute foarte mult. Și de cât timp ești cu Luisa Hamal? De 2 luni. Îți place acest sport? Da. Ai vrea și pe viitor, poate să practici la alt nivel? Foarte mult. Văd că ați primit și cadouri astăzi. Da, sunt foarte frumoase. Mă cheamă Ana Maria. De cât timp joci tu handbal? 2 luni. Îți place acest sport? Da. Regulile mini-handbalului sunt extrem de simple, tocmai pentru a permite profesorului sau antrenorului să ia decizii simple și corecte pe care copiii le pot înțelege. Regulile generale sunt gestionarea mingii, apărarea, atacul, acestea fiind similare jocului standard de handbal. Pe tine. Daria. Și de cât timp joci tu handbal? De 2 luni. Și îți place acest sport? Da, îmi place foarte mult. Pe viitor vrei să continui să joci handbal? Da, vreau să continui. Astăzi vreau să echipamente noi. Da, sunt foarte frumoase. Da, îmi place aici foarte mult. Da, da. Și vrei să continui și pe viitor să joci handbal? Da, vreau. Da. Ați primit și echipamente noi astăzi. Da. Îmi plac foarte mult echipamentele. Carina! Și de cât timp joci tu handbal? 2 luni. Îți place aici și colectivul de fete? Vă înțelegeți foarte bine. Văd că astăzi ați primit și echipamente noi. Da, am primit. Cum te cheamă pe tine? Deian. Și de cât timp joci tu handbal? 2 luni. Și îți place acest sport? Da. Și pe viitor vrei să continui să joci? Copiii s-au bucurat extrem de mult de cadourile primite, fiind nerăbdători să înceapă antrenamentele cu noile echipamente. Mini-handbalul este cea mai bună modalitate de a dezvolta abilitățile motrice naturale, echilibrul și coordonarea copilului. Jocul este ușor de învățat, deoarece necesită doar abilități native: alergare, săritură, prindere, motricitate.